numărul unu, ca importanță, este controlul sodului în dietă. Acolo este mare lucru. Aici a vorbi în România de cât de sărate sunt lucrurile, un fel de a vorbi de funie în casa spânzuratului. Noi încă nici la pâine nu avem probleme rezolvate, că avem unul dintre cele mai sărate pâini din Europa, dar nu ne dăm seama pentru că noi suntem obișnuiți cu gustul acesta. Și sarea, practic, ține apă în patul vascular. Deci noi ar trebui să mâncăm hiposodat. Fără sodiu, e hiposodat. E destul de greu să explici unui pacient și realmente, eu fac chestia asta, bine, am și crescut într-o familie cu ceva proiect și atunci nu se mânca cu sare, eu nu pun niciodată sare în aliment. Nu există sare, că mănânc și o brânză telemea, că e sărată, că mănânc cu sare, că mănânc pâine, e ok, dar nu adaug sare. Adică în România nu cred că găsesc un preparat care musai trebuie să-i adaug sare. E atâta sare în jurul nostru că numai consumând alimentele astea și deja trebuie să ne gândim, măi, chiar îți trebuie untul ăsta, nu găsim un unt nesărat sau nu găsim o brânză mai puțin sărată. Aportul e ascuns de sare, ca și aportul de zahăr. Sarea și zahărul sunt niște dușmani invizibili. Ei sunt foarte utili organismului în doze mici și devin extrem de periculoși în doze mari. Din acest punct de vedere, deși nu avem nevoie de sodiu decât puțin, am avea nevoie de potasiu. Și atunci, surse de potasiu, că e linte, că e somon, că salți pești, că banane, dar potasiu ar fi util. Deci potasiu, probabil că sursa de pește e cea mai bună în momentul de față și potasiu e un factor care influențează pozitiv patru vascular, opus sodiului. După care e vitamina C, care și e utilă și poate fi luată din diverse alimente. Și iarăși ar trebui să avem grijă la grăsimile rele, cum se spun. Toate transurile astea care de fapt și de drept și venos, arterial mai ales, dar și venos, ele nu fac bine sistemului circulator în general. Cumva, dacă mă hidratez bine, nu mănânc sărat și am grijă la grăsim, cumva, să zic așa, lucrurile astea sunt cât de cât sub control. Dieta, cumva, n-aș lega-o neapărat de procesul varicos. Și aici fac o paranteză, dacă e vorba de hemoroizi, de boală varicoasă, de boală venoasă cronică, la hemoroizi trebuie mare grijă să nu mănânc iute, să nu mănânc picant, să nu mănânc și să am multe fibre. Că la hemoroizi, cum e? Constipație e proastă, diaree e proastă. Deci niciuna nu e bună. Eu trebuie să am un tranzit de vis, nici moale, nici tare, nici rar, nici des, nici tot, de să fie cât se irite cât mai puțin. Diareea irită, că e ea în sine iritantă, constipația pune o presiune fabuloasă pe o venă deja inflamată, deja colabată. Și atunci, în căutarea asta de să treacă cât mai ușor, fibrele, lipsa picant, lipsa iute, sunt decisive. Aici, mai ales pe boala hemoroidală. Pe de altă parte, fibrele sunt bune indirect și pentru boala venoasă periferică, în ideea în care niciodată constipația nu mă ajută din potrivă. Și atunci, cumva, având suficiente fibre, mă asigur la un tranzit normal. Tranzitul normal e important, nu ca pentru hemoroizi, dar e important și la, nu atât de rigoros, dar e important și pentru boala venoasă. Ceea ce faci într-un stil de viață bun, normal, să zic, ceea ce fac standard, ajută și patologia venoasă. Patologia venoasă nu e ceva wow, trebuie să scoți ceva în plus. Tot ce faci imunul, controlul pe grăsimi, să mănânci și posodare, toate ajută și boala venoasă. La hemoroizi, să zic, e un pic în plus. Băi, nu iute, băi, nu picant, e un pic mai greu. Dar altfel, pe boală periferică venoasă, cumva indicațiile generale impactează pozitiv și aici. Să zicem cu un plus în fie pentru fumat, care, deși și fumatul și în lifestyle e, cum se spune, să-l renunți sau să nu te apuci dacă nu fumezi, deci e indicație totuși
importantă în zona asta. Și atunci chestiile astea, odată internalizate, vor produce beneficii pe termen lung, pe multiple planuri. Adică cumva omul va avea o stare de bine generală pe care inițial nu și-o explică. Păi, dar n-am făcut mai lucru, am schimbat ce, bă, deși sunt schimbări mici, poate să aibă un impact mare pe organismul.